Noi ar trebui să mai facem pauză. Știți că trag lanț chestia asta? Și o doamnă mi-a spus chiar ieri că mi se pare așa de greu să faci cum faci. Nu e greu. Doar eu pot să fac. Sunt unii care s-au înregistrat 20 de minute, să vorbesc, că mă rog, nici au vorbit 20 de minute, vreo 12 minute și au făcut 16 pauze și 30 de montaje și stactori, ce? Și au ăștia care vor să transmită, scuze, mesaje powerful. Mm-hmm. În aceste vremuri restriște și avem tot felul de probleme, întotdeauna macro și și România este aliniată la ele. Hai că trebuie să vorbesc despre mafioți și uite, am vorbit despre asta și își folosesc, mă rog, influența pe care o au, zero, tot felul de actori din ăștia care vezi că nu sunt în stare să lege 12 minute lanț, montează 12 minute. Ce trec cu actori sunteți voi, mă? Mă răsați drept cu politica, că nu sunteți în stare să legați 12 minute lanț, de la noi actor, știi? Că la actor dai play și îl mai oprești când se termină banda, știi, atunci el se poate opri. Da, așadar, Dănuța nu e nici actriță, nici nimic, dar vorbește lanță oră și așadar suntem la amețitele și la mafioții preferați. Bă, vreți să vă spun ceva? Sunt foarte fericită, de fapt, pentru că amețitele și mafioții nu fac cât fac stilul ești tu și cu verdictul nostru despre haine împreună. Eu cream că îl depășesc, mai țin minte că ziceam. Și nu fac. Și asta mă bucură foarte, foarte mult, că există un public foarte despărțit și este publicul care, mă rog, urmărește verdictul, care vorbește realmente despre haine, despre comportament și etc. Și publicul de caterinca asta, de rubrică. Și acum, de când am despărțit rubricele, le analizăm foarte bine. Avem și, mă rog, metodele astea de analiză care sunt cu pe Google, pe dragi, pe YouTube, pe whatever, să știm publicul și așa. Și mă bucură. Oricum, că tot am vorbit de cașcaval, publicul nostru are foarte... Cașcaval! Știți că mai contează și cine te urmărește, că te urmăresc niște săraci. La noi este public comercial, la noi publicul este în proporție de peste 90% comercial. Ce facem cu situația asta? Ce facem, sărăcilor? Da. Adică inclusiv cei care se uită la amestrele și mafioții sunt medium, peste medium, da? Deci medium high ca venit. Păi, trebuie să mă opresc din asta ca să mai trăiesc și voi. Voi vă dați seama? Eu dacă mă opresc în verdict, majoritatea aștia e venele, că nu mai au despre ce să vorbească, dar în același timp și concomitent ar trebui să mă opresc ca să mai mănânce și gura vostru pâine, știi? Inclusiv pe YouTube. Așadar, suntem la amețite deja mafioți. Data trecută am fost cu ăștia întreținuții. Nu-i nimic, că rămâne la fătălăi, pentru că... au sărit toți că ăștia întreținuții, că domne, că ce, că dacă eu câștig cu 100 de euro mai puțin decât ea, înseamnă că ea mă întreține. Da. Da. Da, ești un fătălău, un sărac, că tu dacă ea câștigă cu 100 de euro mai mult decât tine, te duci repede și îți mai iei un job. Uh-huh. Te duci. Ori te pui administrator de bloc, ca să fie jobul tot acolo, că ea oricum trebuie să te pună să alergi, știi? Și tu, ca să ai al doilea job, te pui administrator de bloc ca să câștigi încă un pic, știi? Mai mult decât ea. Uh-huh. Ca să nu mai fii fătălăul fătălăilor și să te alături celorlalți fătălăi care sunt din ce în ce mai mulți, cred că a contribuit și pandemia sau, mă rog, nu știu ce a contribuit exact. S-a mărit plaja, s-a mărit plaja de fătălăi care, bă, băiatule, știi ce se întâmplă? Mai sunt pe sensibili, se postează în lanul de rapiță pe Instagram. Se postează atans în lanul de rapiță, pe lângă maci, pe lângă grâu, pe lângă... Și postează momente de trandrețe cu pisica. Bărbații care se postează cu pisice. Da, și nașul din Godfather avea... Cine, Marlon Brando? Marlon Brando? Păi,
Și nu cred că ați înțeles care era treaba cu pisica în Godfather. Nu cred că ați... Nu era asta. E altul mesajul. L-ați înțeles? L-ați uitat? Când, știți, mesajul l-ați pierdut când ați închis ochii, că se împușcau atunci, știi? Când ai închis ochii, că se împușcau cu cuțit. Și că atunci ai pierdut șmecheria cu pisica. Nu, ideea nu era că ăla avea pisică. Nu era asta, era, știți? Nu e ideea. Nu e, deci ăștia care se pozează cu pisici, pisica, e pisica lui, relația dintre fătălău și pisică. Care este, deci tu ești bărbat. Deci ouă, o pisică. Miau. Miau. Nimeni nu mă înțelege cum mă înțelege ea. Cred. Păi n-are cine să te înțeleagă când te poziți la nodă secară. N-are cine să te înțeleagă. Când tu postezi poezii de corazon și apus de soare pe Instagram, un apus superb, du-te dracu, te dracu, n-ai un apus, ce ești fotograf, artist, da, ok, în rest ești fătălău, nu există să postezi un apus superb de soare, stai aici, pentru cine postezi asta, pentru celelalte fete ca tine, cine postezi asta, de fete, flori, apus de soare, tu în rapiță, poezii maxime. Important este, puternic ești atunci, du-te dracu, puternic că ești, n-ai Instagram, dacă știi? N-ai Instagram dacă ești puternic. Că n-ai când să ai că ești puternic, 24, n-ai Instagram când ești puternic, când ești doar când mafiot ai Instagram. Da? Pe care postezi poezii, alea pe care ți le tatuezi. Pildele, ăștia cu citate. Mafioții cu citate. Pilde, care postează pilde, care postează mici fragmente de stare și de... ce mă? Pentru cine sunt alea? Pentru cine? Pentru celelalte fete? Celelalți mafioți fete? Ce bărbat e ăla care postează poezii de corazon pe Instagram? Adică, cum mai ieși în bloc pe scară? Cum mai te îmbraci în femeie și ieși după ce ai postat sau cum faci? Te îmbraci în rochie, că n-ai cum. N-ai cum, cum aia, ce-i aia? Cel mai important este sufletul. Tăci! Nu mai cum să ai pisică, să postezi poezii apus de soare și să te îmbraci în pantaloni. Că nu ai, că nu ești din ăștia care se îmbracă în pantaloni, nu, n-au cum. Deci sunt fete, sunt femei. Sunt aceiași care alergă în colanți. Și sunt pe aia care alergă în colanți. Băi, ați văzut pe aia care... Băi, voi ați văzut bărbați în colanți? Ați văzut bărbați care merg în jurul lacului, în Hrăstrău și în general, care alergă, merg pe în colanți. Alergă în colanți. Alergă în colanți mulați pe buci. Și pe... E foarte mică. E minusculă și se vede că e mică și sare așa în colanți când aleargă în colanți. Ziceți-mă. Ce mă cu mafioții care aleargă în colanți? Ce aveți, mă, nebunilor? Măcar puneți-vă dracu de ăla de balerii, facem cumva să... N-ai... Dar puneți-vă, mă, body peste colanți. Deci nu vă puneți și body, în fund, băgat așa, să alergați. Bac, ață în fund, body, jampiere, ai înțeles? Și dă-i drumul, bă, băiatul, în jurul lacului. Vă, mă, rușine, bă, de animale! Cum să mergi, mă, în colanți, cicliștilor? Unde ați plecat, bă, băiatule? Sunteți în turul Franței, unde ați plecat? Bă, cum e aia, bă, toți fleșcăiți și, bă, aici nici nu-i vorba dacă ai, bă, nu există, poți să arăți oricum, n-ai cum să o arzi în colanți. În mijlocuri, în colanți. În colanți poți să stai în baie atât. La tine în baie, în cui și în cuiușa. Că poți să intre oricine peste tine să te vadă, îți dai seama, da? Deci în cuiușa și în momentul tău, e fetișul tău ăsta, în colanții, ți pui pe tine, îi simți. Ce dracu, senzații, vă dau, cum să stăm în colanți? Bă, peste colanții aia, imbecililor fătălăi, se pune dracu short. Dacă chiar nu mai poți, că am înțeles, ok, o fi vreun colant, da. Bă, pui colantul și după aia pui bermuda, pui shortul și așa alergi. Nu mai alergi cu săculețul ăla de usturoi. Ce, că mi-a sărit ăsta? Mi-a sărit? Și ce dacă nu-i nimic, ce are?
Mă atacă sau... Lasă! Nu mă întrerup. Se aude perfect. Se aude mai bine așa. Această panică care s-a creat. Uite, de-aia... Voi aveți colanți? Nu. Așa. Aici. Rea care alergă. Ăștia sunt... ăștia care alergă în colanți le spun mami, pentru că ei, știți, în lume sunt... ei întotdeauna au avut încredere în ei, știm, și au stat întotdeauna, au așteptat să se maturizeze mai mult timp acasă, știți pe aia? Știți ce, măi, nu au plecat, adică ei sunt totuși, stau în conare cu ai lor la 30 de ani. La 35 de ani, la 40 de ani, da. Pentru că... da, wow, sunt, se simt, bă, cineva trebuie să stea și cu ei și pleacă și în vacanță cu părinții. La 30 de ani îi pleacă în vacanță cu părinții. Știți pe care pleacă în vacanță cu mami și cu tati la 30 de ani, la 35, la 40 de ani? Ei pleacă în vacanță cu părinților, ei trei, cu mami și cu tati, pentru că măi, se simt și cel mai bine și întotdeauna, adică mă, îi duce și pe ei așa și pleacă ei trei cu mami și... mergă, se plimbă, ei toți trei. Băi, fătălăule, bă, când ai plecat cu măta și cu tactul în vacanță la 35 de ani, când voi ați plecat în continuare în vacanță cum plecai când erai mic, you can die. De fapt, you died. Nu există așa ceva. Și ne-am întâlnit și cu altă familie acolo în vacanță, tot de români. Ce? Cretinii care pleacă în vacanță, români. Am plecat în vacanță și ăia care pleacă la All Inclusive, știți pe aia pe toți care pleacă toți în familie, băi, și ne-am întâlnit cu alți români, erau din Cluj și băi, super mișto, ne-am distrat, am stat cu ei, bă, ăștia care pleacă oriunde pe globul pământesc și caută alți români, ce e mă cu voi, ce e cu, de-aia pleci? Păi du-te dracu la Neptun, de ce mai pleci din țară dacă tu pleci din țară să... Băi, am avut un noroc, am găsit mă, o familie de români acolo, era una, din ori, de unii din Brăila. Super, ne-am înțeles, au stat și copiii împreună. De ce copii? Nu știu engleză? Sau care e ideea? N-ai voie să vorbești în altă limbă? Sau de ce cauți? Cum adică tu pleci în altă țară ca să-i cauți pe ei la alți români? Și dacă nu găsești, ce faci? Stați în cameră? Că nu înțeleg care e ideea, bucuria asta. Ce bine că ne-am întâlnit și erau și români acolo. Fugi! Când aud română, eu când aud, nu mai vorbesc. Deci, bine, la mine acum nu se mai poate, că dacă nu mai vorbesc, nu mai contează. Dar nu mai vorbesc, deci nu mai vorbesc. Brusc am tăcut tăci și le zic și copiilor, nu vorbiți. Deci copiilor le spun, nu mai vorbiți. De ce? Nu mai vorbiți. Nu mai. Vorbim în engleză acum. Adică nu înțeleg. Pleci să vezi lumea și cauți alți români cu care să stai. Exact cum sunt aia plecați afară și... Băi, așa ne-am bucurat, m-am făcut niște sarmale și să bucură, vor sarmale după 15 ani. This is not cool, it's nothing. Ce dacă că ne e dor de sarmale? De ce n-ai rămas acasă să faci sarmale? Pentru că am plecat din cauza PSD-ului, că de-aia am plecat ca să... Nu, sunteți de 25 de ani în America și vă bucurați să mâncați sarmale. What the fuck? Că ne e dor, nu vă e dor. Nu evoluați, deci nu există. Da? Ăștia-s mafioții care pleacă cu părinții. Ei pleacă cu părinții, cu mami și cu tati. Și ăștia nu se mai sără niciodată. Nu există. Să plece de acasă niciodată cu una. Nu există. Că ăștia stau până la 40 de ani cu mami și cu tati. Sunt ăia care unii sunt răpiți de ele. La un moment dat reușesc unele să îi răpească. Și el încă mănâncă de la mami. Că ăia, stat, ce ești? Asta, și ăsta e aia care au mers cu mami și cu tati în vacanță până la 35 de ani. Peste tot. Ce mai mișto îmi place cu ai mei? Că nici nu mă deranjează. Din ce? În baie seara sau din ce nu te deranjează? Nu, te lasă singur seara, nu? Să te... Doar când te spală pe cap ea, mami, la o săptămână. Atunci. Atât. Că de-aia mami, ăștia stă aia care se însoară și o strigă pe mama ei, că sunt obișnuit, au un handicap, știi, cu mami. O strigă și pe mama ei, mami. Păi știți pe aia care o strigă pe soacră, mami? What the fuck is that? În ce sens? Adică, cum adică, mami, adică, te-a lăptat? Te-a luptat măsa sau de ce o strigi mami? Mie să-mi spui mami, du-te drecu. Niciodată, cum ai că să-i spui mami? Că în ce sens? Că suntem așa o familie, mă, acum și știi să... Strigă-mă mamă, what? Păi dur cu ea, să-l și culce.
nu e, acum stă, o strigă mami pe ea. Pe mama ei o strigă mami, fătălău fătălăilor, îi spune mamei ei mami. Dorm cu ea. De ce nu dormiți tot? Cum nu stați cu ei? Dormiți împreună. Te mângâie mami, mami ei, seara, te mângâie. Continuă, îi prădă ștafeta măsa lui să-l spele pe cap, mă doresc, care e ideea? Care este ideea? Băi, imbecilor, nu există așa ceva, mă, voi. Voi nu, dar vezi, cum să vă spun, voi nu aveți niciun drept. Eu vă spun asta, o să vă repet în fiecare vertibă. Voi nu aveți niciun drept, niciun drept. De la sex, la nimic, bă. Bă, nimic, nici să vă... Vouă trebuie să vi se suspende dreptul la vot. Păi tu să-i seama că unul de ăsta care o strigă pe măsa lui aia mami votează? Bă, votează ăștia care merg în vacanță cu părinții până la 40 de ani, au drept de vot. Nu-i normal. Constituția trebuie să se schimbe. Fătălăi de genul ăsta nu au cum, adică nu există. Sunteți voi și aia care pleacă cu ai știți pe aia care din oraș, care au o mână. Pleacă cu nevasta în vacanță și după aia pleacă cu în vacanță, fiind amanta, știi, care nu e aproape că trebuie, contează. Și pleacă prostituate, știi, ei pleacă în vacanță, că sunt șmecheri, știi, trebuie să știi tot orașul că au plecat. Asta e care și se împrumută de 20.000, v-am spus, acum două verzi. Ăia care și se împrumută până oraș și pleacă cu ea la Paris, să o duce la Paris. De ce o duci la Paris? Sunteți spre alo? Băi, ăștia, pende drept oraș. La... Vorbesc cu ei din oraș. Care vă știu, da? Deci cu aia pe care vă știu toți, cu care plecați, cu care prostituată, că eu sunt unele care merg câte 5-6 în vacanțe. 5-6 în oraș, diferiți. Adică, it's ok, normal, că asta e meseria. Păi el o duce la Paris. Că și aici este un clasament de fătălăi. Fătălăii care le duc pe scump. Pleacă în Maldive cu ok. Paris, Londra. Bă, nici nu le duce în Bulgaria. Bă, băiatule. Sunt categorii de prostituate. A, te duci cu amanta, prostituată, whatever, că nu e același lucru, dar whatever, sau e. De fapt, e așa. Te duci cu femeia în capul nevestelor, nu că, da? Te duci cu femeia, băi, trebuie să fii mega calificat, nu poți să o întoarce, să întoarce, are televizorul pe frigider pus în living și tu o duci la Paris. De ce? Ești frumos în Bulgaria. Nisipurile de aur, alea. Frumos. Tot ești din țară. E că ce căutai, că nu înțeleg. Păi bă, aia care o duci tu la Paris, mergi cu ea la Paris, bine, tu fiind un țăran coclin, nu știu, bă, dacă te duci cu ea la Paris, pe vârste francez, care duci, de ce o duci la Paris? Bă, aia trebuie să fie mega calificată, păi astea care, că de-aia e prosteala asta cu voi. Și de-aia nu vă mai înțelege și ajungi, că te duci la Paris, pac, ai luat Chanel-ul, pac, 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 s-a făcut 5.000 weekend-ul. Pentru că voi sunteți niște fătălei, voi trebuie să bifați asta, nu știu, băi, ăla a dus-o la Paris, și ce crezi? Lasă că îți pleacă și cu celălalt, cu următorul la Londra, e ok. Și cu celălalt la Milano și s-a terminat sezonul. It's over. Qualification, tu pleci cu ea la Paris, păi aia mănâncă tocan. Tu trebuie să întrebi ce ai mâncat, a stocan, în Bulgaria. Tu ai mâncat, ai văzut, știi cum arată șnițel? Ok, dacă știi cum arată șnițel, mergem aici aproape, în Serbia. Tu plec la Paris, în franceză. Ce să faci la Paris? Să zice, să te plimbi pe trei străzi să cumpere o geantă? Mai bine pe șcumătă, șcută ca ăia, ca fătălăi. E același lucru. Pleacă cu alea, trag după ele, merg, mă duce nu știu unde. Ia, trebuie să facă stea, trebuie să-și facă poză. Îl pune pe el, a să apară un pic, vezi că stai, stă să apară. Le știți pe alea pozele alea când vezi o mâna lui? Ea e mâna în spate, e spatele ei și mâna lui. În primul că el face poză, ca să înțelegeți, da? Și e doar, că el nu are cum să arate mai mult de o mână, logic. Dai seama, și aia, că să nu-i recunoască aia, mâna. El o ține așa, știi, de mână, ea e în față și își face poză, că ea trebuie să posteze, să arate la celelalte prostituate. Băi, te nebună, băi, eu mă duc la Paris, unde ești, în Bulgaria, la nisipurile de aur, hai, băi, hai, te vei, pac, înțelegi? Pac și le scoală și pe alelalte care au plecat numai pe Bulgaria, pe la Mamaia, când blocul ăsta stă cu nevastă sa și aici are apartament cu aia. Nu știu cum dracu faci, adică it's like, aia doarme când tu ești la club cu aia, nu înțeleg, în aceeași localitate, adică it's like that, adică pur și simplu se întâmplă, da, nu? Astea următoarele verdicte, dar nu trebuie să zic asta acum, în următoarele verdicte, ultimele, că le-am lăsat, că aia a fost, nu știu ce, vorbim despre... cum o ardă mafioții și amințitele vara. O să rupă, știm.
Dar înainte de toate, ăștia toți se întâmplă. Mă, acum a venit vara, pentru mine toți pleacă repede și să slăbească. Acum nu mai au unde să plece, înainte să pleca la slăbit, o săptămână, prima săptămână în iunie, să repede să slăbească. Știți, pe ăștia care vor să slăbească și vorbesc despre asta, despre ce mănâncă ei, știi? Și ei acum sunt la regim și... Mafioții care vorbesc de regim, de dietă, de ce mănâncă, de cum papă-i seara mai puțin avocat. Am început, am dat jos deja un kil jumate. Tași, dracu, de femeie! Astea-s discuții de femei, fătălăilor. Mafioții care vorbesc... Mă, știi ce? Mie nu-mi face nici bine, știi, când beac, adică am și bău și am mai și pus 2 kg. Ce, mă? Ai pus 2 kg? Mă, și acum o să țin regimul ăsta disociat. Taci din gură! Taci din gură. Astea-s discuții de femei. Bărbații care merg la clinici de slăbit. Ce? În ce sens? Adică te duci să slăbiți? În ce... Ei merg și după aia se întorc și o ar subți toți. Știți, pe aceștia care ei, de fapt, mai au de slăbit încă 25 de kg, știi? Și e vară și vara își pun cămașă tot, ei mai mică mult, și merg sub. Prin oraș. Sub, nu mai suge, să vede, să vede, trebuie să respiră că ești verde, ai capul verde, e verde capul. S-a verzit capul. Mov, merge. Sub, până oraș și intră, pac. Vezi că dacă te-ai așezat, s-a terminat stare nasturile și dopul de la cur. Pam! A explodat instantaneu când te-ai așezat jos. Vorbești, ăia pe care îi vedeți că stau jos și nu vorbesc cu ele, își ții respirația, că stau sub, țintești la masă, concavi, nu mănâncă nimic. Că eu ta burta, cum ar veni, a venit vara, mă sug. Ăia care vedeți că stau pe mute la masă, poți să-mi subți. Nu poți să vorbesc, în momentul în care ai ieșit aerul, îți dai seama, este pe tot de găurile. Nu există, adică omul este sub presiune permanent. Doar în mașină, unde nu-l vede nimeni, nu-l lasă. Ei nici în mașină nu au cum să stea, că e aia pe dreapta, îți dai seama, stă sub și în mașină, deci nu vorbea, ai ceva? E sub, el e sub. Plin oraș, de ăștia de merg toți, fa boss. Chide, boss? Unde e că ești boss, bă? Tu nu ești nici acasă la tine în baie, nu ai voie. Unde ești boss? Fa boss, bravo, bossule, boss. Nu ești, că boșii nu vorbesc cu boss între ei, doar angajații le spun șefilor boss. Doar angajații le spun șefilor, înțelegi? Nu boșile, bă, ce fac boss? Boss? Fac ce? Care? Alea de sub burta pe care o sugi? Sau care, unde sunt ele plasate? Care e boș? Și care vezi că mănânci pe program, vezi că ți-ai luat de alea slim fit, nu știu ce, slăbește, vezi că este plinetul mafioților de reclamă la ceai de slăbit, bărbații care beau ceai de slăbit. Bărbații, de sex masculin bărbați, care beau ceai de slăbit. Ceai de slăbit. Sunteți cât malul. Toți grași, obeși, brutoși. Eu nu am nicio problemă, fii asumat. Toți o ar numai cu manechin. Ai un pic grasă, ce? De unde vorbești? Cine a vorbit acum? Pudra de talc dintre picioare unde ești opărit până la genunchi? Aia a vorbit? Cine a vorbit acum? Măi, ei nu ies decât cu de-astea, cu bune din astea, știi, slabe, care, măi, deci aia s-a îngrășat 2 kg. Vezi că ești XXXL, nebunule, dacă nu ai aici, apă, dar ai budigăi de aia, că te freci în continuu între picioare, nici care ideea. De pe ce poziție vreți voi modele, manechine, cu tare, că nu se găsește cămașa, măsura ta? Porc, direct. Taci din gură măcar. Păi tu ești de vorbit, de 2-3 kg în plus. De pe ce bază? Vezi că ai prosopul la sub braț, sub cămașa e prosop. Deci, doi, e prosop. Stai prosopul pe tine și tu vorbești de femei? Toți grași, băi, deci să fie femeia cu tare? Ce să fie femeia cu tare? Cu tare cum? Zii mersi, dracu, că să uită una la tine. Lasă-ne cu harfele și cu... Să fie aia fită, mie nu-i, ei nu-i plac, îi plac astea bune. Da, e normal, logic. Dar cum facem cu ea să uită la tine în dragoste? Nu, doar pentru cașcaval. Totul este pe cașcaval și pe pudra de... Ce faceți ăștia, mă, care aveți pudra de hal până la genunchi? Faceți când vă dezbrăcați, nebunilor, sexualilor,
Când vă dezbrăcați, ce se întâmplă? Sunteți alb până aici ca bebelușii? Aveți pampers sau ce se întâmplă? Hă? Ce se întâmplă? Ce faci? Te faci repede băiță sau cum faci? Te stemui să se ia talcul? Hă? Cum? A luat? Au! Nu vreau să aud. A luat. Atât. Bye.